Salut, eu sunt Andreas și astăzi o să discutăm despre easter egg-uri din GTA Bazooka. Să începem. Primul easter egg este Daniel Beatul Vulturii. El poate fi găsit lângă pătoria din tot apilii. Fiind destul de puternic, dacă îl omori, primești 80.000 de lei drept recompensă. El mai are o versiune cunoscută sub numele de Daniel Beatul Iepurei, fiind introdus de Paște. Al doilea easter egg este cel în care casa lui Dotto poate fi găsită pe autostradă din Los Santos spre San Holod. Această casă face referire la conceptul de animație făcut de Codrina înainte de Gringam. Al treilea easter egg este cel în care fantoma Elodie poate fi găsită pe vârful muntelui Cilea după ora 12. Dacă te apropii de ea, o să ai parte de un mic jumpscare. Al patrulea easter egg ar fi faptul că poți găsi două skin-uri reprezentative la doi creatori ai jocului, aceia fiind Matt Anten și Mihai Antoniu. Skin-urile lor pot fi găsite peste tot pe hartă și au voice line-uri custom. Al cincilea easter egg este acela că poți găsi prin Los Santos reclame la clubul Uberilor, club care poate fi găsit în Bazooka Vice. În al șaselea easter egg îl poți găsi pe Zdun, o statuie care stă pe cam toate băgile din San Oradea. Al șaptelea easter egg ar fi faptul că poți găsi scaunul scârțitor pe pontonul de pe plajă de lângă Ghercești. Al optelea easter egg este faptul că îl poți găsi pe omul cutie în Panoptican. El se spawnează doar o dată și atacă cu drujbă. Dacă îl omori, e recompensă 60.000 de lei. În al nouălea easter egg poți găsi detalii despre podul cocalărilor din San Holod și dacă te urci pe pod vei găsi o plăcuță care zice să sari. În al 10-lea easter egg poți găsi mormântul lui Arsenie Boca în Laț Bruhaz, cunoscut și sub numele de orașul Fantomă. În al 11-lea easter egg poți găsi casa de discuri Bazooka Records, iar lângă este studioul lui Michael Era, știrile de la ora 22. Al 12-lea easter egg face referire la albumul La patra scândură, fiind un bar cu același nume și lângă un OZN care se învârte cu câteva scânduri de desubt. Iar dacă intri în bar, vei găsi destul de multe fanarturi. Iar în spate poți găsi o hartă cu toate easter egg-urile de pe hartă. Iar în ultimul easter egg este faptul că în fântâna abandonată din Montgomery poți găsi un om omorât. Cam atât a fost cu acest clip. Eu am fost Andreas și ne vedem data viitoare.